Zi decisivă pentru mai mulți membri ai guvernului. Socialdemocrații în frunte cu Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose decid cine rămâne în guvern și cine pleacă. Prim-ministrul a spus clar: ori pleacă miniștrii cu probleme penale și cei care nu își fac treaba, ori pleacă el. În același timp, președintele României avertizează: dacă și acest guvern ar cădea, ar trebui să-mi pun întrebarea dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze, spune șeful statului. Din cauza miniștrilor cu probleme penale, respectiv vicepremierul Sevil Şaideh, ministrul delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb și ministrul pentru relația cu Parlamentul Viorel Ilie, a început războiul dintre premierul Mihai Tudose și președintele Liviu Dragnea. Este o tensiune importantă între dumneavoastră și președintele partidului Liviu Dragnea? Nu aș putea spune că suntem într-un moment fericit al relației între noi. Ați spus că luați în calcul să vă dați demisia? Da, am spus-o foarte clar, am spus-o unui cerc de 3, maxim 4 persoane. Însă, în timp ce Tudose susținea că există tensiuni în relația cu șeful PSD, Dragnea nega că relația cu prim-ministrul s-ar fi fisurat. Care este relația dumneavoastră cu premierul Mihai Tudose? Din partea mea e la fel ca la început. Ce se întâmplă pentru că dumneavoastră a spus că nu există niciun fel de tensiune și iată că premierul a ieșit cu... Din partea mea nu există. Sunt destul de relaxat. Dumneavoastră sunteți în spatele acelui sondaj care l-a deranjat pe prim-ministru? Categoric nu. În cele din urmă, după discuții aprinse, cei doi oficiali au ajuns la concluzia că lucrurile într-adevăr nu merg așa cum trebuie în executiv și că cineva trebuie să plece acasă. Am stabilit împreună zona de remaniere remaniabil. Potrivit unor surse, Mihai Tudose i-a spus clar lui Liviu Dragnea că va demisiona din funcția de prim-ministru dacă nu vor avea loc schimbări în guvern. Președintele Klaus Iohannis avertizează actuala coaliție de guvernare. Dacă și acest guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. Este a doua criză de pe scena politică din acest an. În vară, Sorin Grindeanu a fost demis de Parlament din funcția de prim-ministru după mai multe conflicte cu șeful PSD, Liviu Dragnea.